agresiv. Au din ce lume frumoase aici. Vreau să mă întâlnesc la Valentina Urie. Așa, uite. Mulți trăiască, mulți trăiască la mulți ani. Mulți trăiască, mulți trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, dar cine să trăiască la mulți ani. Doamna Valentina să trăiască, 60 de ani primiți frumos să le trăiască. Doamna Valentina, bună seara tuturor! Ei, las că și vesela aici eu dau sunt. Maria Ciorici, mă numesc și vin din Cina, veniți mai aproape. Nu vă rușinați că-i zăvă dumneavoastră. V-ați ascuns acolo lângă blidic atât de mână, așa toată viața a fost, așa? Așa suntem noi femeile. Vreau să vă felicit din suflet. Am venit cu câteva daruri pentru dumneavoastră, cu un mesaj. Mai întâi mă extrajesc pe cadouri. Un coș frumos de flori pentru dumneavoastră. Un tort gustos. Să-i serviți toată lumea. Așa o să mă ajute doamnele să-i pune așa frumoasă. Așa, un coș de fructe bogat și frumos, plin cu vitamine. La sfârșit că dostăieți pe masă fructe. Așa, și o șampanie. Asta bărbați știu ce să fac cu dânsa, așa? Da, da. Dar nu vă ispărgeți voi cu șampania, așa, trebuie ceva mai tare, așa? Așa, gata, cu darurile m-am isprăvit. Doamna Valentina, vreau să vă întreb, cam vă pricepeți la cine-i felicitarea? Nu mă am afară de copiii, doar ei. Așa, știți că ei este, așa? Atât am. Așa, mă rugați să vin la dumneavoastră. Un mesaj mai special. Mă, nu plângeți? Meritați cele mai frumoase cuvinte, fiindcă ați trecut prin multe greutăți în viață și ați făcut față. Așa cum ați dat dovadă de femeie puternică, curajoasă, așa și meritați cele mai frumoase cuvinte de laudă și apreciere. Viața noastră a fost foarte grea. Ai rămas fără de soț când aveai doar 29 de ani. Cu trei copilași micuți de tot. Singur ne-ai crescut cum ai putut. Ți-a fost foarte, foarte greu, dar ai fost puternic, te-ai isprăvit cu ajutorul lui Dumnezeu. Ai muncit peste hotare să ne poți face o casă, să fim și noi în rând cu fiecare, cine are o familie completă și frumoasă. Te iubim atât de tare. Ne rugăm noi zi de zi să ne fii tu sănătoasă și să te bucuri de copii. Să-i ai puteri să-i crești și pe scumpii nepoței. Și tot așa să-i giugelești cum pe noi ne giugelei. La ai tăi 50 de ani, tot singurică mamă ești. Fiecare ne-am împrăștiat pe tărâmuri îndepărtate, iar astăzi vrem să-ți mulțumim absolut pentru toate. Să-ți spunem că te iubim și mulțumesc că ai fost atât de bună și ne-ai îndrumat pe calea cea mai bună și tot ce este mai frumos ne-ai dat și ne-ai ținut mereu de mână. În această zi specială pentru tine, mamă dragă, am organizat această felicitare. Sperăm din tot sufletul să-ți placă. N-aveam daruri mari și nici cuvinte să ne putem exprima recunoștința pentru tine, scump părinte. Dar știu că nimic nu-ți va face să te sară inima cum sunt aceste două cuvinte. Te iubesc, mămic scumpă, și-ți dorim o viață lungă. Lipsită de primejdii, și te rugăm să zâmbești, astăzi e ziua ta. Frumos sărbătorește și niciodată, mamă, nu mai lăcrima. Felicitarea vine din partea fiicii Elena, Luminița și Liliana, care sunt lângă dumneavoastră cu sufletul. Deci o fetiță acasă, așa? Cum te numești, Luminița? Liliana, stați că sunteți diferite nume. Deci este o fată lângă dumneavoastră, restul sunt departe. Vreau să vă felicit și să vă doresc o sărbătoare frumoasă. Scuzați-mă că v-am adus o lacrimă pe obraz, dar fiindcă sunteți puternică, de fericire sunteți puternică, ați rezistat atâtea în viața asta și sunteți un exemplu pentru mine, în primul rând, și pentru toată lumea și pentru multe, multe generații înainte. Acum vă ofer dumneavoastră cuvânt, noi înregistrăm acest moment, ce vreți să le transmitiți? Să mulțumesc de-a suflet și îi doresc sănătate și să aibă părechi toată viața, să nu știi sânt, ca Miguel. Și să știi pe acasă. Cu drag. Bravo! Bravo! Bravo.
Și mă uit că vieții erau cea mai mult frumoasă, vieții lângă o să mă sunteți, și că așa, cu dispoziție frumoasă. Acum vreau să vă cânt mai întâi o melodie așa de ascultare, după asta ați voi ieși la joc, când dau eu seama că juc asta regine, așa-i? Așa. Dar mai întâi urmează melodia Mama mea, de Mariana Șura, cu dedicație specială pentru dumneavoastră, doamna Valentina, și haideți să o susținem cu aplauze frumoase pe doamna Valentina. Și cea mai frumoasă melodie, cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, Mama, ce dulce uimitor,